Bună seara și bine ați venit la un nou episod de Acum Întors. Invitata noastră de seara aceasta este Teodora Meluță, în vârstă de 21 de ani. Teo are în palmares 5 titluri naționale consecutive și 2 cupe ale României. De asemenea, a fost desemnată cea mai bună fotbalistă anului în 2018 și 2019. Este de asemenea cea mai tânără jucătoare a primei reprezentative. Bună, Teo! Povestește-ne puțin cum și de ce fotbal. Bună și mulțumesc de invitație în primul rând. Cum și de ce fotbalul? Da, o întrebare foarte comună. Toată lumea întreabă acest lucru, de ce am ales fotbalul. Pentru că sunt singura fată în familie, mai am 2 frați și aș putea spune că acest lucru m-a influențat să aleg fotbalul, pentru că noi tot timpul când mergeam în familie, pentru că ieșeam tot timpul în familie, prin parcuri, prin oraș, ceea ce făceam tot timpul era să jucăm fotbal. Și mi-aduc aminte că eu, fiind fată, făceam tot timpul echipă cu tati, mami nu prea se băga tot timpul la micile noastre meciuri, joculețe, și cei 2 frați formau o echipă, iar acest lucru cred că m-a influențat să merg către fotbal. Bineînțeles, la început am crezut, nu știu, i-am spus și mamei, am crezut că m-am născut eu așa cu o problemă de îmi place fotbalul, pentru că nu știam că există și alte fete care practică fotbal, mai ales în România, dar până în Europa. Și eu chiar mă bucur că am făcut acest pas și mă bucur că părinții mei m-au susținut și mă susțin în continuare în ceea ce fac. Bun, deci practic chestia asta cu fotbalul ți-a fost insuflată de către familie. Da, aș putea spune, da, mi-a fost insuflată de către familie pentru că asta făceam tot timpul și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Bine, cum am mai spus, am 2 frați, eram singura fată în familie, când am fost mic am fost așa puțin mai băiețoasă. Oricum, tot timpul când eram la școală eram doar cu băieții în pauze, jucam fotbal, bineînțeles. Încercam să mai trag așa de mânecă colegele, haideți și voi să nu fiu o singura fată printre băieți. Veneau, dar nu erau așa atrase cum eram eu, cum simțeam că sunt eu atrasă de fotbal. Și ce să fac, eram singura fată între atâția băieți. Știu că ai 2 frați, cum ai menționat și tu, joacă și ei fotbal, încă joacă și ei fotbal sau? Doar cel mic mai joacă fotbal, cel mare nu mai joacă de ani buni, dar a fost o perioadă când am jucat toți 3 împreună, pentru că eu am jucat într-o echipă de băieți până la 14 ani și am jucat cu cei 2 frații mei. Mă împărțeam mai mult, jucam cu cel mic, pentru că el este cu 2 ani mai mic decât mine. Iar eu fiind fată, așa sunt regulile, bănuiesc, cred că cam peste tot, dar și în România, tu ca fată ai voie să fii cu 2 ani mai mare, să joci cu în echipă cu băieții care sunt cu 2 ani mai mici decât tine. Și jucam foarte mult cu cel mic în echipă, cel mare fiind la grupa mai mare. Și era cam greu, la început mi-a fost cam greu, dar mă împărțeam, jucam și cu băieții mai mari decât mine, dar și cu băieții mai mici decât mine. Și eram așa, împărțită. Există vreo competiție sau a existat vreodată vreo competiție între tine și frații tăi, jucând și fotbal? Cred că doar așa, să ne ciondănim sau să ne facem așa, să arătăm ce putem fiecare, dar era genul de ciondăneală în glumă, doar pentru distracție, da, nu era, adică, serioasă să ajungem, nu știu, să ne certăm sau chiar să ne batem din cauza asta, cine e mai bun sau așa, nu, doar în joacă. Care crezi tu, după părerea ta, că este cel mai bun dintre voi 3? Fii subiectivă, te rog. Eu, bineînțeles. Așteptam răspunsul ăsta. Nu, glumesc. Fiecare dintre noi, acum vorbesc de toți 3, pentru că cel mare, cum am spus, nu mai joacă fotbal, dar fiecare, atunci când a jucat fotbal, era bun în modul lui. Fiecare avea și are calitățile lui, care îl definesc și îl fac să iasă în evidență. Așa că fiecare e bun în felul lui. Bun, știu că ai îmbrăcat tricoul naționalei la o vârstă destul de fragedă, la 15 ani. Cum a fost primul meci în tricoul primei reprezentative? A fost foarte, foarte emoționant. Eram, nu știu, rămăsesem fără cuvinte, pentru că în primul și în primul rând nu venea să cred că am ajuns să fiu coechipieră cu fetele pe care eu le urmăream
Mai de mult, când eu nici nu știam că, nu știu, că aș putea să fac parte din echipa națională sau aș putea să fac pasul către campiona României, către Cluj. Și eu eram copil de minge, eu știu, mergeam și eram acolo copil de minge când juca naționala de senioare. Și aveam așa un moment chiar înainte să intru pe teren, doamne, nu vine să cred că de la copilul de mingi am ajuns să fiu colegă cu ele. Și eram foarte emoționată, dar în același timp eram bucuroasă și mândră că am ajuns să îmbrac tricolul echipei naționale și mai ales că eram tânără, eram foarte mică și am făcut pasul către echipa națională de senioare. Bun, emoțiile astea de care îmi povestești, unde le trăiești mai intens, la echipa națională sau la echipa de club? Emoția am și la echipa națională, dar și la echipa de club, dar aș putea spune că sunt mult mai intense atunci când îmbrac tricolul echipei naționale, pentru că până la urmă ți reprezinți țara, îmbraci tricolul echipei naționale, mai ales că în ultimii ani s-a dezvoltat și fotbalul feminin în România, sunt fete care ar putea să îmbrace tricolul echipei naționale și tu ești acolo printre cele mai bune. Și asta ar trebui să fie o mândrie și o emoție imensă, că tu reprezinți țara și îmbraci tricoul, cânti imnul pe atâtea stadioane în atâtea țări și e minunat acest sentiment. Mi s-a zburit cele așa. Bun, anul ăsta pentru tine a fost foarte important din punct de vedere al carierei sportive. Știu că ai plecat de la Cluj, te-ai transferat la Lugano, în Elveția. Spune-mi, cum a fost tranziția asta Elveția-România, de fapt România-Elveția? Da, mi-am dorit foarte, foarte mult să fac acest pas. Au mai fost unele chestii în trecut, dar nu s-au materializat. Din fericire pentru mine am reușit să fac pasul spre Europa sau spre o echipă în afara României. Și asta m-a bucurat enorm. A fost oricum așa pe viteză, de pe o zi pe alta, am auzit despre ofertă, o mare influență în plecarea mea spre Lugano, când am ales această echipă, a avut și Cristina Carp, cu ea am fost coechipieră și la Cluj și am avut o coechipieră și în Lugano și mi-a spus că hai aici, oricum este o perioadă, adică am semnat pe o perioadă de 6 luni, hai aici, o să vezi cum o să fie, suntem amândouă. Până la urmă, la un moment dat, tot trebuie să faci pasul ăsta și cred că acum este cel mai bine să faci acest pas. Am ajuns acolo, bineînțeles, o diferență de la cer la pământ. Vorbesc aici de la condiții, la toate lucrurile posibile. Terenurile de antrenament, aveam 6 terenuri de antrenament, pe când în România te mai plimbi așa de pe unul pe altul. Și în primul rând ești respectat tu ca om, ca jucător, pentru că tu ești acolo important, ești foarte important pentru ei. Așa este văzut fotbalul în străinătate și chiar îmi doresc ca în viitor să fie și în România văzut așa fotbalul feminin, dar, cum ai spus, s-a dezvoltat și se fac pași și în România către fotbalul feminin. Știu că este destul de greu să fii femeie într-un sport considerat al bărbaților. Eu nu sunt de aceeași părere, dar toată lumea spune treaba asta. Asta e mentalitatea, că e considerat, dar nu știu de ce e fix fotbalul considerat un sport numai al bărbaților. Nu am înțeles și nu o să înțeleg niciodată lucrul ăsta. Cum te simți tu fiind în postura asta de femeie în sportul ăsta destul de controversat din punctul ăsta de vedere? La început m-a deranjat foarte mult. Bine, am avut și anumite incidente, dacă aș putea spune, când jucam la băieți. Eram copil, adică nici 14 ani nu aveam. Aveam, cred că, 11 sau 12 ani. Și la un moment dat unul dintre părinți a strigat din tribună că iau-te, te driblează asta, că asta ar trebui să stea la cratița, eu fiind doar un copil. Nu am înțeles. La început chiar m-au deranjat lucrurile astea. Bine, cu timpul am crescut, m-am maturizat, bine, m-am maturizat mult mai repede pentru că am și plecat din București la o vârstă fragedă și m-a făcut plecarea mea din București, trăind departe de familie, m-a făcut să mă maturizez mult mai repede, să văd viața cu alți ochi, dacă aș putea spune așa. Și acum nu mai deranjează încă, dacă e să se mai întâmple, să mai zică cineva ceva,
Poate că încerc să răspund, dar diplomat, adică să nu mă cobor la nivelul lor, pentru că conștientizez că doar atât îi duce mintea. Cu toții știm că anul 2020 a fost destul de greu din punct de vedere al pandemiei. Cum ai trecut tu și cum te-a afectat pe tine perioada asta grea? A fost o perioadă îngrozitoare pentru mine, adică eu sunt oricum o persoană care nu poate să stea locului și mai ales să stau în casă, să fac antrenamentele în casă, împărțind, adică trebuia să fac programul cu cel mic, fratele cel mic, pentru că și el va avea antrenamente pe Zoom cu echipa, eu la fel aveam și cu echipa de club, mai făceam și cu echipa națională antrenamente pe Zoom. Mama, care ea este cadrul didactic, trebuia să predea lecții online, deci a fost o perioadă îngrozitoare și cred că, nu știu, pe fiecare sportiv a afectat lucrul ăsta în parte, pentru că chiar dacă tu făceai antrenamente pe Zoom, nu e același lucru atunci când tu faci pe teren, adică nu poți, nu există grad de comparație și cred că pentru toată lumea a fost o perioadă foarte, foarte grea, dar bine că am putut, adică am scăpat de acea perioadă și am putut reveni pe teren. S-au reluat antrenamentele, jocurile și asta e ce mă bucură foarte, foarte mult. Pe lângă pandemie, știu că ai avut parte de niște accidente destul de grave. Ai avut o fractură la metatarsian, apoi au venit cele două fracturi, tibie și peroneu. Cum ai trecut de perioada asta? Cum ai gestionat-o tu? Da, am trecut chiar într-o perioadă foarte scurtă, două accidentări destul de grave. Am reușit chiar prima accidentare pe care am avut-o la sfârșitul lunii octombrie. Am reușit să scap fără operație. Bineînțeles, spun că a fost dificilă cea de la fractura de la metatarsianul 5, având în vedere că acolo este un os foarte subțire și, din câte am înțeles, se recuperează foarte greu. Și, mă rog, mi-am revenit, m-am pus pe picioare, a apărut oferta de la Lugano, eram foarte fericită, totul mergea cum trebuie și a apărut această accidentare, care este cea mai gravă accidentare de când m-am apucat eu de fotbal. Dar dacă stau să mă gândesc, așa că sună a fi o accidentare foarte, foarte gravă, eu m-am bucurat că mi-am fracturat tibia și peroneul și nu mi-a rupt ligamentele sau altceva, pentru că e mult mai complicat cu ligamentele. Dar, cum ai spus, având în vedere că e una dintre cele mai grave accidentări ale mele, nu am simțit așa. Aș putea spune că mi-a fost mai greu când am avut fractura de metatarsian, chiar dacă n-am avut operație. Am simțit-o, nu știu, mult mai greu din punct de vedere fizic, psihic, mental, din toate punctele astea de vedere. Bine, aici în Elveția am fost înconjurată de oameni super profesioniști și nu știu cum au trecut 3 luni de la operație. Mă duceam la recuperare cu zâmbetul pe buze, plecam și abia așteptam să revin a doua zi să văd cum progresez, să văd ce lucruri mai pot să fac pentru a reveni cât mai repede pe teren. Că tot vorbeam de diferența asta de la cer la pământ dintre România și Elveția. Care este diferența exactă, concretă, recuperarea pe care ai făcut-o aici cu recuperarea pe care ai făcut-o acolo? Este o diferență de la cer la pământ. Cum am spus, sunt niște oameni super profesioniști, mi-au inspirat încredere, adică nu mi-a fost frică, având în vedere că eu aveam tije doar în tibie, peroneul meu încă nu era lipit, nu era sudat. Și putea să-mi fie frică în continuare. Nu, deci pur și simplu am avut încredere în ei, în tot ce îmi spuneau ei și cred că ei s-au făcut diferența, plus că mentalitatea pe care o au ei. Mi-au spus că tu trebuie să te recuperezi din două puncte de vedere, din punct de vedere mental, psihic și din punct de vedere fizic. Pentru că tu dacă îți revii fizic, dacă mental nu ești ok, nu o să poți să intri pe teren și să fie totul ok. Și cred că aici se face diferența. Plus că, cum am mai spus, cred că dacă s-ar fi întâmplat în România, nu știu, după operație aș fi avut piciorul în gips, ceea ce în Elveția nu s-a întâmplat. Toată lumea, când m-am întors în România, m-a întrebat cât ai stat cu gipsul, cât ai stat cu orteza. Și am zis, nu am stat, am avut un simplu pansament. Și pansamentul acela l-am ținut până când am ieșit din spital și apoi am rămas doar cu acei plasturi pe cicatrici. Plus că imediat a doua zi după operație a venit doctorul la mine și mi-a spus
te înțeleg că ți-e frică, înțeleg că ai o anumită teamă și jenă, cum ai spus tu, dar tu trebuie să calci în picior pentru că oricum nu are ce să se mai întâmple, ai o tijă, ai șuruburi acolo, deci ești un robot, cum îmi place mie să zic acum că sunt un robot. Și cred că aici s-a făcut diferența. Ce ți lipsește ție cel mai mult din România? Părinții și prietenii. În rest, sincer, nu mai îmi lipsește nimic. Chiar acum când am venit din Elveția, am simțit așa, mama era puțin șocată, zic că nu știu cât o să rămâi tu așa zen în București, pentru că am e foarte... M-am liniștit eu ca persoană acolo în Elveția, pentru că e alt... Nu știu, sunt alți oameni, altă mentalitate. Oamenii nu sunt așa grăbiți, sunt calmi, foarte deschiși. Eu, nu știu, o diferență de la cer la pământ. Chiar dacă atunci când eram în România, stăteam în Cluj, nu stăteam în București, parcă nu simțeam așa diferența asta. Dar acum când am venit din Elveția, am simțit diferența asta și am zis, erau unele colegi de la Cluj că îmi spuneau mie, mă, tot șicanau. Și îmi spuneau că Bucureștiul e ca o junglă și le spuneam că nu e așa. Acum le-am spus, da, mi se pare că e ca o junglă. Chiar am simțit așa în prima zi de când am ajuns și am zis că nu m-aș mai vedea sincer pe viitor să trăiesc, să mă stabilesc în București. Cu toate că ai avea mult mai multe oportunități, nu știu dacă m-aș mai putea obișnui. Hai să vorbim puțin și despre omul Teomeluță. Să intrăm puțin în subiectul ăsta. Cum reușești tu să îmbini viața personală cu sportul? Cum te relaxezi tu? Ce faci în timpul tău în afara terenului de fotbal? Da, în timpul meu liber în afara terenului de fotbal are tot așa o legătură cu fotbalul pentru că încerc să urmăresc jocurile de fotbal, mai ales acum că a început și campionatul european. Totul e așa oarecum legat și de fotbal. Dar mai îmi place să ies și cu prietenii la cafenele. Bine, cinema a fost închis, dar bineînțeles, acum când s-a deschis după pandemie, chiar am mers și am văzut un film la cinema, cumpărături, farduri, lucruri de fete. Adică nu e ceva diferit. Adică având în vedere, cum spun ei, că practic un sport din lumea bărbaților, pe care doar bărbații ar putea să-l practice, eu fiind fată, adică asta nu mă schimbă cu ceva. Adică fac exact același lucru pe care le-ar face o fată care nu joacă fotbal. Da, exact și asta era o întrebare care mă gândesc că stă pe buzele unora dintre cei care ne privesc. Cum reușești să îmbini feminitatea ta, pentru că ești o persoană foarte feminină în afara terenului și cu partea asta de fotbal, care oarecum se duce spre masculinitate, să spunem așa. Cum reușești să le îmbini pe amândouă, să fie... Păi nu e de reușit, așa sunt eu, adică nu consider că dacă eu fac fotbal, care, cum ai spus, este un sport mai agresiv, mai, nu știu, considerat așa masculin, care, la urmă, da, sunt unele fete care devin mult mai masculine practicând acest sport, pentru mine nu, pentru mine nu e ceva wow, adică să stau să îmbin, așa sunt eu, îmi place la fel să, chiar dacă sunt pe terenul de fotbal, la fel să fiu aranjată, părul tot timpul să fie aranjat, cu make-up-ul cât se poate bine de light ca să nu mă deranjeze, dar nu, pentru mine nu e ceva, adică dificil să stau să îmbin. Joc fotbal și pot să fiu și fată și să fiu feminină în același timp. Deci nu e ceva greu. Chiar îmi place. Chiar încerc pe unele fete când eu, hai să te fardezi, hai să stau să-ți fac sprâncenele cu rimel, cu fond de ten, chiar încerc și pe ele. Haide și voi. Ai avut vreodată un incident ciudat, din punct de vedere al unghiilor, al genelor, nu știu, să se fi luat vreun arbitru, să fi spus, măi, tai-ți unghiile, că zgârii colegele sau nu știu. Am avut un incident când am jucat în China, cred că acum vreo 3 ani, dacă mai țin bine minte, dacă nu oricum, pe acolo, 2-3 ani. Mă rog, aveam unghiile, cred că chiar și mai scurte decât le am acum. Și era una dintre colegii care nu avea unghiile pilite și, mă rog, a trecut adversarea pe lângă ea și a vrut să o apuce și a zgâriat-o și a dat sângele. Deci eram șocat, mă, să-ți dea sângele așa. Și toată lumea arăta către mine că eu aveam unghiile făcute și că eu am zgâriat-o. Și m-am zis la arbitru și am zis, nu am cum să o zgâri pentru că am unghiile pilite. Și mi-a spus arbitra că trebuie să mă să-mi tai unghiile. Și am zis, dar trebuie să te gândești cumva logic, dacă eu mă să-mi tai unghiile acum, mai rău o să zgâri. Și ce? M-am dus la marginea terenului și mi-am pus leucoplast pe toate unghiile. Și am jucat așa.
Deci aia a fost, da, eram ceva de genul și mi-era super ciudat, că simți, le ocoplasă pe toate degetele și asta a fost. Pe lângă fotbal, mai ai și alte pasiuni, hobby-uri? Îți place să faci ceva anume? Să dansezi, să desenezi, nu știu, lucruri de genul ăsta? Da, de dansat bine, oricum eu am cu dansatul bine. Am practicat și dansuri, dar nu, îmi place, sunt atrasă de modă, cu designul și cu toate lucrurile astea așa mai feminine, cum aș putea spune. Chiar stăteam și spuneam la un moment dat fetei care e cu noi la echipa națională, de la marketing, mă rog, să vorbească cu cei de la marketing sau cu cei din federație, să spună cum să fac echipamentul așa, pe să fie pe stilul al nostru, al fetelor, să fie shortul mai scurt, să nu știu, să împrumutăm. Și am zis că eu nu mă suport, pot să mă duc să le desenez eu echipamentul sau culorile. Chiar am stat și ne-am spus, de ce nu facem și noi un echipament albastru, să fie echipament albastru, pentru că face parte din tricolor, adică culoarea. Și atât am rugat și am zis că nu, că, adică nu depinde de ea, depinde de alte persoane. Și uite că într-un final avem și echipament albastru, într-un final avem și short, așa, scurt, cum îmi place mie, adică să arătăm așa, a fete, până la urmă. Că a fost o perioadă de la început până să ne vină echipamentul, acum vorbesc de echipa națională, până să vină echipamentul de fete, erau pantalonii foarte lungi și eu nu sunt genul să joc ei. Plus îmi simțeam că mă împiedic, tot timpul trebuia să stau să-i îndoi de nu știu câte ori și vreau și eu pantaloni scurți. Așa, la echipa de club, când am jucat la Cluj, n-am avut probleme, chiar erau echipamentele ok și cu toate astea vorbim de design acum. Dar asta îmi place, pe partea asta de design, vestimentar. Dacă nu ai fi practicat fotbalul, ce te-ai fi văzut făcând din punct de vedere al carierei? Nu, cred că tot spre un sport mergeam. Bine, eu, cum am spus, am făcut dansuri. Dar dansurile mă plictiseau, deci învățam bine, dar mă plictiseau pentru că învățam pașii foarte, foarte repede. Sunt o persoană oricum care ține minte lucruri și pașii, orice, adică sunt ca așa, ca un ceva, puțin, da, exact. Și am mai făcut și atletism, dar eu dacă stau să mă gândesc acum, dacă nu aș fi făcut fotbal, să fac atletism, nu știu, sunt o persoană care îi place să fie înconjurată tot timpul de oameni. Și atletismul fiind un sport individual, nu cred că poate handbal, nu știu, dar oricum ceva tot așa colectiv. Sport, da. Dar nu știu acum, sincer, acum nu vine altceva, pentru că mă gândesc numai la fotbal, nu mai am fotbalul mie în minte. Cum vezi tu viitorul din punct de vedere al fotbalului feminin în România? Păi, eu vreau să cred că o să fie un viitor frumos și bun în România. Oricum, cum am mai spus la început, se fac pași și se fac lucruri și către fotbalul feminin, pentru că, din câte știu, echipele din Liga 1 trebuie să-și facă echipă de junioare, de fete. Și asta e un lucru îmbucurător, pentru că doar așa putem să dezvoltăm și fotbalul feminin în România. Înțeleg că au fost anumite discuții la început că nu au acceptat, pentru că oarecum le-a fost, au fost obligați să-și facă acest lucru. E, într-o oarecare măsură înțeleg și pe patronii de echipelor de fotbal din Liga 1, pentru că nu aș putea spune că campionatul de fotbal de băieți din România este așa, nu știu, foarte bogat, dacă aș putea spune. Și înțeleg că sunt anumite discuții și cu salarii și sunt anumite costuri, adică costuri suplimentare, având în vedere că tu vrei să faci o echipă de junioare. Plus că am înțeles, din al doilea an trebuie să ai două echipe de junioare și tot așa se mărească. Dar, până la urmă, trebuie să fim și noi în pas cu țările din Europa, cu, de fapt, cu toate țările de toată lumea, pentru că doar așa putem să dezvoltăm și noi în România fotbalul feminin. Adică, uite-te, echipe mari, Barcelona, PSG, Lyon, deci au cluburi de fotbal feminin și sunt foarte, foarte puternice, pentru că sunt susținute. Și la ei nu este mentalitatea asta. Bine, oricum, la noi s-a mai schimbat și la noi mentalitatea. Nu mai este cum era, de exemplu, când m-am apucat eu de fotbal și mai comentau. Bineînțeles, mai sunt oameni care încă comentează, dar având în vedere că s-a mai mediatizat, s-a mai scris, noi, fetele care practicăm fotbal, am mai fost invitate la emisiuni, am mai dat interviuri. Există și performanțe. Da, exact. Lumea a intrat în contact cu fotbalul feminin și
parcă a început așa ușor, ușor să-și mai schimbe mentalitatea și asta nu pot decât să mă bucure și aș sper ca pe viitor toată lumea să aibă așa un vibe pozitiv când aud despre fetele care practică fotbal, pentru că până la urmă nu poți să spui că e un fotbal pe care îl pot juca doar bărbații. Tot timpul să zic chestia asta, de exemplu, boxul sau... Sunt fete care joacă box. Adică nu aș vedea fotbalul să fie doar pentru băieți. Adică niciun sport să fie doar pentru un anumit sex. Da, da. Din punct de vedere al inspirației pe care ți-o iei ca și sportiv, de unde? Unde te uiți cel mai des? La fotbalul masculin sau la cel feminin? Unde ai tu un... Sunt mai mult atrasă de fotbalul masculin. Probabil și pentru că am început fotbalul împreună cu băieții, da. Și chestia asta, adică eu am început fotbalul alături de băieți, a fost un plus pentru mine pentru că altfel m-am dezvoltat din toate punctele de vedere. Pentru că, îți dai seama, băieții sunt diferiți față de fete. Aici se face diferența. Băieții sunt diferiți față de fete pentru că altfel le este forța, puterea, viteza și tu dacă începi să joci cu ei, începi... Da. Sau trebuie oarecum să... Să te adaptezi stilului lor și să știi că se vede diferența. Și văd și la junioare și văd fetițe care vin pentru prima oară să intre în contact cu fotbalul feminin. Se vede diferența între fetele care au început fotbalul alături de băieți și fetele care au început fotbalul alături de fete. Pentru că altfel e și tehnica și toate lucrurile, e o diferență, adică o poți vedea cu ochiul liber și pe mine m-a ajutat foarte mult acest lucru și da, mă uit și mă inspir mai mult din fotbalul masculin, îmi place mai mult, bine, urmăresc și fotbalul feminin, dar îmi place mai mult fotbalul masculin. Ai vreo persoană din sport la care te raportezi din punct de vedere al performanțelor? Cam unde ți-ai dorit tu să ajungi? Nu știu, din fotbalul masculin, un model de urmat, spre exemplu. Da, bine, acum îți dai seama, Messi, mie îmi place Messi, dar nu jucăm pe același post. Îți dai seama, mi-ar plăcea să ajung să câștig și eu balonul de aur, pentru că acum se... Și fetelor balonul de aur. Aș vrea să ajung să câștig Champions League. Bine, eu aș vrea să ajung să îmbrac tricoul Barcelona, este cel mai mare vis al meu. Așa, îmi place de Sergio Ramos, bine, mai în trecut mă asemănam așa puțin în caracter cum este el, dar nu m-am mai calmat. Dar așa, îmi place foarte mult de el, îmi place, e singurul de care îmi plăcea de la Real Madrid, bine, acum mai joacă la Real Madrid, deci e ok, că eu sunt fan Barcelona. Și cam, înțeles, Messi și Sergio Ramos. Bine, mi-ai luat ultima întrebare asta, voiam să întreb care este visul pe plan sportiv, dar hai să te întreb altceva. Cum ar arăta pentru tine seara perfectă? Nu știu, pur și simplu vrei să te detașezi de tot. Cum ar arăta seara asta alături de familie, alături de prieteni, singură? Păi seara perfectă, păi bineînțeles, alături de persoane care îmi sunt mie apropiate și pe care le consider eu, îmi sunt foarte bineînțeles, familia și prietenii, fotbalul, pentru că fotbalul este una dintre cele mai mari iubiri ale mele și să ne distrăm, adică bine, să uităm așa bine, să uităm de București, bineînțeles, nu mai să mă rup așa de București, nu de București. Prefer așa, nu știu, să fie și mare și munte, să fie cald, așa dacă duc așa, dar bine. Bine, cum ar putea, cum e Lugano, că e lac, dar bine, eu duc așa mai mult spre mare, să fie cald. Și mai fotbal pe plajă, cu familia. Da. Perfect. Din punct de vedere al mâncării, e ceva schimbat acolo? Ți-a fost greu să te adaptezi la mâncarea de acolo? Cu ce ai... Curioasă, nu știu cum este acolo în Elveția, din punctul ăsta de vedere. Dacă ți-a fost greu să te adaptezi? Nu mi-a fost greu să mă adaptez. Noi trebuia să ne cumpărăm mâncarea, adică noi ne găteam și tot ceea ce voiam, adică mergeam în supermarket și cumpăram. Nu a fost să mă adaptez, am renunțat eu la anumite, de când am ajuns în Elveția, am renunțat la carne. Lactate, bine, mai mănânc doar brânzeturi sau dacă e să mai fie, să mai gust din dulciuri, chiar dacă au lapte de vacă, mai gust sau mănânc. Dar, la fel, laptele de vacă l-am scos din alimentația mea, sunt mai mult pe soia.
Și bine, a fost perioada asta cu accidentarea. Am zis că trebuie să fac, adică să mă gândesc cum o să fie atunci când o să revin pe teren, pentru că trebuie să schimb cumva ceva în alimentația mea, pentru că eu nu o să mai fac același efort pe care îl făceam înainte de a mă accidenta. Chiar dacă merg la recuperare, nu ard aceleași calorii sau, mă rog, tipul de efort nu o să fie la fel. Și eu sunt, adică eram o persoană care eram nebună, cred că nebună e puțin spus, după dulce. Ca să-ți dai așa seama, am fost în cantonament cu Naționala și doar într-o seară am mâncat 8 baclavale, plus că mi-am luat vreo 2 în cameră și asta am zis că trebuie să fac o schimbare aici cu zahărul, pentru că oricum zahărul știe toată lumea că de... Nu este, da, pentru noi. Eu am fost, cred că, externat într-o marți sau miercuri, nu mai țin minte exact, și am zis, ok, bun, până duminică mai îmi fac așa plăcerile cu dulciurile și cu toate nebuniile astea și de luni zic că trebuie să renunț la zahăr. Au fost 4 săptămâni în care n-am pus gura deloc pe zahăr și de atunci, bine, dacă mai am așa poftă, mai gust, mai mănânc, dar oricum organismul meu deja simte și nu mai pot să mai mănânc atât de mult dulce sau zahăr cum mâncam înainte. Așa, ca ultima întrebare, însumând perioada asta în care ai fost departe de terenul de fotbal, e destul de mult. Cum a fost această perioadă pentru tine? Este o perioadă grea. Mie, adică tot timpul când am fost departe de fotbal, că am mai avut accidentări, dar nu așa grave, sau mai erau, nu știu, luxam glezna, erau scurte. Perioade scurte și atunci mi era greu. Îți dai seama, acum mi-e foarte greu, dar am învățat, adică asta tot vorbeam de ei, care e diferența între elvețieni și români în procesul de recuperare. Mi-au spus că nu trebuie să te grăbești, trebuie să ai răbdare și chestia oricum pe mine m-a schimbat această accidentare și dacă eram în România și, nu știu, poate eram înconjurată de alți oameni sau nu eram înconjurată de care sunt profesioniști și poate eram, nu știu, mai nebună și forțam acest lucru, dar nu, acum chiar las să vină, adică să mă refac, să fiu 100% și când o să fie vremea să intru pe teren și să știu că sunt pregătit, atunci o să intru pe teren, cu toate că mi-e extrem de dor și abia aștept să alerg. Iar stăteam și vorbeam, da. Și dacă fac prima antrenament, mi-e antrenament fizic, numai să fiu pe teren, să știu acolo că alerg, că mi-au ghetele în picioare și să fiu eu bine. Mulțumesc, Teo, vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Ne revedem data viitoare cu un nou episod Acumen Talks, cu un alt invitat și cu multe discuții interesante.